Alertă la primăria Pașcani. Un bărbat s-a urcat pe acoperișul instituției și a amenințat că se aruncă în gol. Evenimentul a avut loc luni 4 noiembrie în jurul orei 11. La fața locului s-au deplasat imediat echipaje de la pompieri și de la poliție. Din fericire, tragedia a fost evitată datorită unui angajat al primăriei care l-a tras pe bărbat de pe marginea clădirii. Pășcăneanul a fost încătușat și trimis pentru investigații la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași. Astăzi, în jurul orei 10:40, am fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat s-a urcat pe o clădire din municipiul Pașcani, iar pe fondul unor nemulțumiri amenință că se va arunca. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și a identificat bărbatul de 65 de ani din municipiul Pașcani, iar ulterior acesta a fost coborât de pe clădire. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 67 de ani, nemulțumit că nu mai primește ajutoare sociale de la primărie. Pășcăneanul a solicitat de curând un ajutor financiar din bugetul local, dar a fost refuzat pentru că nu se încadrează în limitele de venit impuse de lege. Reprezentanții administrației locale au motivat că acesta încasează o pensie lunară pe motiv că a fost persecutat politic de fostul regim comunist. De asemenea, la sfârșitul săptămânii trecute, a depus în numele soției sale o cerere pentru obținerea unui ajutor financiar în vederea achiziționării unei centrale termice de apartament. Dosarul este încă în evaluare, dar funcționarii i-au atras atenția că are restanțe de mii de lei la finanțele locale, din impozite și amenzi neachitate. Unul dintre motivele de respingere a cererii, conform unei hotărâri a Consiliului Local. Azi a avut loc un eveniment mai puțin fericit, și anume o persoană a profitat de faptul că solicitând, de fapt, să meargă la asistență socială, s-a suit pe sediul primăriei și spunea dumnealui, vroia să protesteze, chiar să se arunce de pe sediul nostru. Vreau să vă precizez faptul că persoana respectivă este în atenția Serviciului de Asistență Socială din Pașcani, pentru că a beneficiat în trecut de diverse forme de susținere din punct de vedere social și aici mă refer la ajutoare pentru medicamente, tichete de Paști. Dumnealui a solicitat în ultima perioadă să îi se acorde ajutor social. Din dosarul dumnealui rezultă că are o indemnizație pentru victimele persecutate politic și nu se încadrează conform legii pentru a beneficia de acest sprijin. De asemenea, am văzut că și-a mai depus o cerere pentru acordarea ajutorului privind achiziționarea unei centrale termice. Dosarul este momentan este în lucru, abia este primită cererea în cursul zilei de vineri. Ceea ce vreau eu să precizez este faptul că imediat au acționat prompt tot cei implicați, s-a solicitat serviciul 112, ISU și poliția s-au deplasat și l-au prins pe respectivul om, astfel încât s-a evitat un incident tragic. Administrația locală menționează că primăria Pașcani are bani suficienți pentru onorarea cererilor de ajutoare pentru centrale, dar ele nu pot fi aprobate decât dacă sunt respectate prevederile legale. Eu am reușit să vorbesc puțin cu dumnealui, pentru că eram plecată pe teren, deja era încătușat și în mașina poliției și mi-a spus că este o modalitate de protest. Din păcate, zic eu că nu trebuie să ajungem în acest punct, pentru că există resurse și financiare și umane, astfel încât să venim nu numai noi ca primărie, și alte ONG-uri în sprijinul celor aflați în dificultate. Un rol deosebit, zic eu, că l-are familia, cei din jurul persoanelor care recurg la acest gest. Ei sunt cei primii care sesizează că ceva se întâmplă anormal și fac un apel pe această cale să apeleze la serviciile celor de specialitate, astfel încât persoanele vulnerabile să nu ajungă să la acte extreme, cum se putea întâmpla astăzi. Vreau să mulțumesc pe această cale și colegilor mei din primărie, dar și celor de la ISU și poliție, pentru că am reușit împreună să evităm acest tragic eveniment. Bărbatul nemulțumit care a amenințat că se aruncă de pe sediul primăriei nu este la primul act de revoltă publică. În anul 2015, acesta a cerut primarului Dumitru Pantazi să fie eutanasiat pe motiv că nu poate primi ajutor social tot din cauza datoriilor neachitate. De asemenea, pășcăneanul a solicitat primăriei asistență juridică pentru a da statul român în judecată cu scopul de a obține despăgubiri deoarece ar fi avut de suferit pe timpul regimului comunist.
problema furnizării căldurii în unitățile școlare din Pașcani este pe cale de a fi rezolvată. În cursul zilei de luni a fost pusă în funcțiune centrala termică care asigură agentul termic pentru creșa numărul 1 și grădinița cu program prelungit numărul 2, dar și centralele de la Liceul Economic Nicolae Iorga. Căldură este și în grădinițele numărul 6 și 4, la Liceul Mihai Busuioc, iar școala Iordache Cantacuzino are centrală proprie de ani de zile. Deci informez cetățenii că toate grădinițele, cu excepția grădiniței numărul 2, au încălzire, beneficiază de încălzire. La grădinița numărul 2, astăzi se fac probele și mâine vor avea și copiii de la grădinița numărul 2 și creșă, vor avea agent termic. Sunt finalizate lucrările la școala Miron Costin. Sperăm în săptămâna aceasta școala Miron Costin și școala liceul colegiul Mihail Sadoveanu să mai sunt demontat contorii, deci de rezolva problema branșamentului și a contorilor și vor avea și aceste școli căldură în săptămâna aceasta. La Unirea avem demontat un SRM-ul, avem promisiune că miercuri se va prezenta firma care montează acest SRM-ul și în cursul săptămânii viitoare sperăm să avem căldură și la Colegiul Unirea. În schimb, lucrările nu sunt finalizate încă la școlile cu cei mai mulți elevi. De exemplu, la Colegiul Mihail Sadoveanu și Liceul Teoretic Miron Costin se așteaptă montarea contorilor de gaze naturale, iar furnizarea căldurii va începe cel târziu de săptămâna viitoare. La Colegiul CF Unirea, investițiile vor fi finalizate în maxim 2 săptămâni de zile, spun reprezentanții primăriei. Urmează montarea de centrale individuale la finanțele locale, Casa de Cultură, sediul vechi al primăriei și în noul sediu al bibliotecii municipale până la sfârșitul acestei luni. Finalizăm tot ce înseamnă în săptămâna viitoare, tot ce înseamnă școli și grădinițe din municipiul Pașcani. Urmează ulterior că avem contracte și asigurată finanțarea și la celelalte instituții publice din subordinea Consiliului Local și mă refer aici la bibliotecă, primăria veche, serviciul finanței publice și toate celelalte instituții publice care au beneficiat de agent termic de la regia de termoficare și în acest moment nu mai beneficiază. Avem contracte semnate, finanțarea asigurată, de modul și de rapiditatea cu care se mișcă firma cu care s-a încheiat contract, atât de repede vor avea căldură. Sperăm cel mult în 3 săptămâni, de până la sfârșitul lunii noiembrie, toate instituțiile să beneficieze de agent termic. Menționăm că anul trecut fostul operator de termiere AGCL Pașcani a început distribuirea căldurii la jumătatea lunii noiembrie din cauza unor probleme cu furnizorul de gaz. Din aprilie, anul curent regia a anunțat că nu mai poate furniza căldură și apă caldă din lipsa banilor și a reziliat contractele cu toți abonații. De asemenea, unitatea a intrat în insolvență cu aprobarea Consiliului Local. În momentul de față, primăria Pașcani acordă ajutoare financiare foștilor abonați ai RAGCL cu venituri mici pentru montarea de centrale termice individuale sau a altor sisteme de încălzire. Luna Culturii la Pașcani a debutat cu simpozionul intitulat Sadoveanu și Vlahuță. Manifestarea a avut loc în prima sâmbătă din noiembrie în sala Arcadia a Casei Municipale de Cultură. Prelegerile au fost susținute de profesor dr. Mircea Platon, redactor șef la revista Convorbiri Literare și profesor universitar dr. Antonio Patraș. Și Vlahuță era exista în manuale cu un text pe care noi nu-l sufeream absolut deloc, Țara Popor în clasa a 8-a. Și trebuia să-l învățăm pentru examenul de treapta întâi. După aceea, studiind istoria literaturii, mi-am dat seama cât de rău a făcut școala acestor autori, pe care dacă îi descoperim, și trebuie să îi descoperim, așa cum am văzut și din filmul și din discuțiile anterioare, ce observăm? Că ei fac parte dintr-o familie, de fapt, de scritori, pentru care misiunea pedagogică, în primul rând, e una esențială. Scritorul trebuie să fie și pedagogul națiunii sale. Evenimentul a fost moderat de profesorul Ionuț Hărățu de la Liceul Teoretic Miron Costin din Pașcani. Vlahuță voia, de pildă, mi-am notat de asta undeva, să integreze literatura istoriei și geografiei. Păi de câțiva ani nu se vorbește despre opționale integrate? Deci el o să ia lucrul ăsta cu atâta timp înainte, nu?
Iată ce rostește despre învățământ în romanul ăsta, care e în bună parte autobiografic. Azi, și programele, și cărțile didactice, și profesorii fac din școală o fabrică de spoială. De mic îl ia pe copil la substantive, propozițiuni, interjecțiuni, și el, sărăcuțul, se trudește cu figura speriată să le pronunțe, să învețe papa galicește, ceea ce nici dascălul nu pricepe. Menționăm că activitatea face parte din seria manifestărilor organizate de Casa Municipală de Cultură din Pașcani și dedicate prozatorului Mihail Sadoveanu. Încă un pas pentru extinderea și modernizarea iluminatului public din Pașcani. Municipalitatea a anunțat că a primit deja două oferte în urma derulării procedurii de licitație pentru delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public. Una dintre ele a oferit un preț de 17,5 milioane de lei, iar cealaltă de 21 de milioane de lei, deși valoarea maximă estimată este de circa 27 de milioane de lei. Urmează etapa de evaluare, apoi încheierea contractelor, etape care ar urma să fie încheiate până la sfârșitul acestui an. Pe 1.11.2019 a fost deschiderea ofertelor. S-au depus două oferte, cu ofertă financiară, una de 17,5 milioane lei, iar una de 21 de milioane de lei. Condițiile de plată sunt pe 5 ani de zile. Perioada de întocmirea proiectului tehnic este de 60 de zile de la semnarea contractului, iar într-o perioadă de 6 luni de la întocmirea proiectului tehnic și de la emiterea ordinului de lucru, va trebui să fie realizată investiția în ceea ce privește iluminatul public în municipiul Pașcani. Sperăm să nu fie nicio contestație și până la sfârșitul anului să fie analizate ofertele și să încheiem contractul de lucrări. După care, eu cred că din luna martie se poate începe lucrările, astfel încât până în august, cel mai târziu septembrie, să fie finalizat lucrările în ceea ce privește iluminatul public. Am prezentat și cu alte ocazii ceea ce se face cu această investiție. Practic, toate arterele principale, și am spus cu alte prilejuri și o să repet și acum, o serie de străzi care vor fi amenajate integral cu iluminat public: strada Gării, Ceferiștilor, Dragoș Vodă, Moldovei, Ștefan cel Mare, Mihail Gogălnicianu, Grădiniței, Sportului, Nicolae Iorga, toate vor fi amenajate cu iluminat public, iar în suburbii vor fi înlocuite lămpile cu lămpi pe LED. Sperăm, repet, să nu avem contestații, astfel încât acest program să se deruleze așa cum l-am prognozat. Firma câștigătoare trebuie să facă investiții în modernizarea și extinderea iluminatului stradal. De asemenea, aceeași societate se va ocupa și de iluminatul festiv pentru sărbătorile de iarnă, dar începând de anul viitor. Se va ocupa aceeași firmă de iluminatul festiv pentru sărbători. Noi am prevăzut în investiția de ceea ce privește iluminatul public și instalații pentru iluminatul festiv. În iarna aceasta, pregătirea pentru iluminatul festiv o să o facem tot cu sectorul de gospodărie. Noi nu cred că semnăm contractul până, sau sperăm să-l semnăm până la sărbători, ori noi nu, cu iluminatul festiv vom începe din luna aceasta, vom începe pregătirile pentru iluminatul festiv, pentru sărbătorile de iarnă. Deci sperăm, dacă nu sunt contestații, până la sărbătorile de iarnă să semnăm contractul de lucrări. Conform documentației, serviciul de iluminat public din Pașcani va fi delegat prin concesiune pe o durată de 5 ani de zile. Contractul va avea două componente, de investiții și mentenanță. În prima etapă vor fi făcute investiții pentru modernizarea infrastructurii doar în zonele centrale, deal și vale, nu și în suburbii, de cel mult 10 milioane de lei, iar în perioada de garanție, timp de 60 de luni, intervențiile vor fi gratuite.
De asemenea, mai sunt prevăzute o serie de lucrări în valoare estimată de circa 400 de mii de lei. Vor fi schimbate și completate lămpile de iluminat din suburbii. Urmează asigurarea lucrărilor de mentenanță și intervenție pe parcursul celor 5 ani de zile. Pentru modernizarea lucrărilor, firma câștigătoare ar urma să execute lucrările din fonduri proprii, iar sumele vor fi recuperate prin plata unei redevențe anuale de către municipalitate. De asemenea, lucrările de mentenanță vor fi făcute doar la cererea administrației locale și decontate în limita sumelor alocate de la bugetul local. Menționăm că și în municipiul Iași se intenționează modernizarea iluminatului stradal prin aceeași metodă. Primăria a primit 4 oferte pentru delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public, tot prin licitație. Și în acest an se dorește deschiderea unui patinoar artificial la Pașcani. Primăria a demarat procedura de licitație pentru închirierea terenului unde urmează să fie amplasat bazinul, 600 de metri pătrați între școala Iordache Cantacuzino și sediul parchetului. Contractul va fi încheiat pentru o perioadă de 3 luni de zile ca și anul trecut, iar ofertele pot fi depuse până pe 19 noiembrie, ora 16, la sediul instituției. Primăria municipiului Pașcani scoate la licitație publică pe o perioadă de 3 luni a unei suprafețe de teren de 600 metri pătrați, situat în municipiul Pașcani, strada Ștefan cel Mare, lângă școala Iordache Cantacuzino, în vederea amenajării unui patinoar artificial. Vreau să precizez că, conformitate cu noul cod administrativ, licitațiile nu se mai organizează prin strigare, licitațiile vor fi organizate prin plic închis. Documentația de atribuire privind organizarea și desfășurarea procedurilor de închiriere sunt disponibile la compartimentul patrimoniu și contracte din cadrul primăriei municipiului Pașcani. De această dată, licitația nu va mai fi deschisă, ci cu ofertele în plic închis. Asta înseamnă că dacă documentația nu va fi în regulă, va fi necesară reluarea procedurii, adică luni de întârziere și probabil renunțarea la amenajarea patinoarului. Din acest motiv, reprezentanții administrației locale atrag atenția că cei interesați pot solicita clarificări până pe 14 noiembrie. Perioada de achiziționare a documentației este între 31.10.2019 și 12.11.2019. Prețul de achiziționare a documentației de atribuire este de 50 de lei. Data limită pentru cei care doresc și sunt interesați să închirieze această suprafață de teren pentru amenajarea patinoarului, deci data limită prin care pot solicita informații, clarificări, este de 14.11.2019, ora 16. Ofertele sunt primite la compartimentul patrimoniu până în data de 19 noiembrie 2019, ora 16. Solicităm celor interesați să vină până pe 14 la sediul primăriei să solicite toate informațiile, fiindcă această procedură de licitație este o procedură nouă și suntem interesați să fie cât mai mulți care doresc să închirieze această suprafață, pentru că ne dorim ca în fiecare an, deci ar fi al treilea an anul acesta, să amenajăm acest patinoar nu numai pentru copiii din municipiul nostru, ci și pentru toată lumea doritoare de acest sport. Menționăm că în acest an nu va mai fi un parteneriat între firma câștigătoare și primărie pentru organizarea unor activități comune de sărbătorile de iarnă. De asemenea, nu se știe dacă și în acest an copiii vor avea acces gratuit în anumite ore ale zilei, așa cum a fost în anii trecuți. Lansare de carte la sfârșitul săptămânii trecute la Pașcani. Autoarea Oana Țogan a adus în atenția publicului pășcănean volumul de poeme și poezii Obsesia Luminii. Activitatea a avut loc sâmbătă 2 noiembrie la Biblioteca Municipală Leonard Gavriliu. Evenimentul a fost moderat de scriitorul Ionel Pintilii, cel care a semnat postfața cărții. Asistăm astăzi la Pașcani la un eveniment cultural care, de fapt, este o reeditare a manifestării de la Palace Mall, Cărturești, Iași. Este vorba despre lansarea volumului Obsesia Luminii a autoarei Oana Țogan, o binecunoscută activistă în cercetășie și pe plan social aici în oraș. În acest volum, Oana Țogan se întreabă cine sunt. Și noi, cei care participăm astăzi, citindu-i volumul, cu siguranță aflăm
cine este autoarea acestui volum și din altă perspectivă a manifestării interioare și nu numai aceea a exteriorului, pentru că fiecare avem și o lumină interioară și exterioară. Alături de autoare la lansarea cărții au participat Genoveva Șerban, directorul Colegiului Național Mihail Sadoveanu din Pașcani și Ana Iftimi, profesor de limbă și literatură română. Așa am cunoscut-o și eu în 2009 pe Oana Țogan, într-un context non-formal și cu adevărat o pot considera un om deosebit, care prin această lucrare a scos la lumină din întunericul ei, a climatizat lumina din interiorul sufletului ei. Spre deosebire de ceilalți cititori, eu am șansa să o cunosc pe doamna Oana Țogan numai prin intermediul cuvântului scris. Zic șansa pentru că este extraordinar să cunoști un om, mai întâi în dimensiunea lui sensibilă și profundă. Am deschis o carte născută din multă dragoste și pasiune pentru cuvântul scris, în care textul și grafica se armonizează extraordinar. Este un om într-o permanentă căutare de sine, împăcată cu destinul de truditor al versului. Printre invitați s-a numărat și fosta învățătoare a autoarei, care a rostit un mic discurs portretizând-o pe scriitoare în primii ani de școală. Sunt mândră și onorată de invitația pe care mi-a adresat-o fosta mea elevă din ciclu primar, Oana, din Dulceștii Neamțului, de a-i fi alături și la acest moment de înaltă simțire emoționantă prin care se lansează pe o traiectorie nouă, cea de scriitoare. A fost parcă mai ieri, când printre multele mogâldețe care mi-au fost încredințate pentru devenirea lor ca oameni, era și Oana Iacob, cea care pe parcursul claselor 1-4 a fost exemplu de comportament, de sârguință, spirit de inițiativă, foarte, foarte ambițioasă, dotată cu o inteligență sclipitoare și o memorie de invidiat. Autoarea precizează că această carte se dorește a fi o invitație la introspecție și totodată un mod de a arăta că până și întunericul are o latură pozitivă. Vă mărturisesc sincer că am foarte mari emoții. Credeam că am depășit de-a lungul atâtor evenimente, dar se pare că de fiecare dată este altfel. Și e minunat când te oglindești prin ochii oamenilor. Cu ceea ce vin eu astăzi în fața pășcănenilor este, da, obsesia luminii venită dintr-un labor interior, dintr-o dorință fierbinte de a scoate tot ce avem luminos în noi și poate de a mă arăta cumva altfel oamenilor decât mă cunosc prin omul întreprinzător, prin toate cele pe câte le-am făcut în orașul ăsta. E o invitație la introspecție, este un, dacă doriți, un mod al meu de a arăta că întunericul are și el o latură pozitivă. Lumina n-ar exista dacă n-ar exista întunericul. Și atunci, da, obsesia luminii este pentru dumneavoastră și pentru toți cei care o vor parcurge, bucăți de suflet de ale mele puse în versuri, dar poate fiecare se va regăsi pe el însuși, în propria lui lumină. În prima duminică din noiembrie, Comuna Ruginoasă a găzduit simpozionul Valori ale satului românesc, manifestare culturală închinată anului omagial al satului românesc. Evenimentul s-a desfășurat la Centrul Cultural al localității de la ora 15. Activitatea a debutat cu o slujbă de pomenire în memoria celor care au trecut în neființă. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să fim izbăviți, Mântuie, cazul mânia, primește-și-ne voia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi.
Dumnezeule, cu harul tău, în cadrul manifestării a fost vernisată expoziția în semn de aducere aminte dedicată centenarului Unirii de la 1918 și au avut loc dezbateri legate de valorile satului românesc. De aici vrem să vorbim despre lucrurile bune care s-au întâmplat înainte, despre cele care se întâmplă astăzi, lucrurile bune de astăzi și chiar să ne gândim spre viitor. Dar fiind că am plecat de la ideea că orice român, orice localnic, dacă nu-și cunoaște obârșia, nu-și cunoaște rădăcinile, viața lui e insipidă, pot spune. Pentru că de-a lungul vieții trebuie să lăsăm ceva în urmă. Și m-am gândit să evidențiem ceea ce s-a făcut în comunitatea noastră, în localitatea noastră. Pentru că sunt lucruri care nu se cunosc. Și dacă nu se cunosc, poate aceste persoane care astăzi le omagiem, că rămân în uitare și poate nu, să-și mai aducă nimeni aminte de ei. De asemenea, participanții au putut urmări și expoziții de artă veche religioasă și o expoziție de fotografie veche locală. Vorbesc cu drag și cu mândrie de primul, de domnul meu învățător, Baltar Dumitru. Este domnul învățător care a sfătuit părinții mei să mă dea la un liceu mai bunicel, pentru că eram singură la părinți și spunea, dă fata să fac un liceu ca să mă urmeze pe mine. Părinții mei spuneau, băi, dar n-am bani. Ei, mai crește și tu un vițel, un cel, să vin să înveți fata să vină la școală. Menționăm că evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Primăria Comunei Ruginoasa. Ediția 2019 a Balului Bobocilor de la Colegiul Național Mihail Sadoveanu a fost un eveniment reușit. Un număr de 18 bobocei au disputat mult râvnitele titluri de Miss și Mister. Distracția a avut loc în sala de spectacole a Casei Municipale de Cultură, vineri 1 noiembrie, începând cu ora 16. Boboce tare. De ce se trag bobocele la biserică? De ce se trag bobocele la biserică? Felicitări! De această dată, titlurile de Miss și Mister Boboc au fost câștigate de Andra Dolhăscanu și Eduard Cărăbuș. În această seară, Miss Boboc, al Colegiului Național Mihail Sadoveanu, este... La finalul evenimentului, tinerii s-au distrat pe muzica lui Liviu Teodorescu.
Odată cu ofertele promoționale de Black Friday apar și înșelătoriile. Zeci de români cad zilnic victime falselor oferte online. Odată cu numărul cumpărătorilor de pe internet care este în creștere, la fel este și numărul site-urilor care păcălesc cumpărătorii. Polițiștii au însă câteva recomandări care să îi ferească pe consumatori de înșelătoriile online în perioada reducerilor. Perioada următoare aduce odată cu apropierea zilei de Black Friday și a reducerilor și febra cumpărăturilor. În ceea ce privește fraudele online, printre cele mai întâlnite situații se află vânzările fictive, adică postarea de anunțuri de vânzare online, iar ulterior, după convingerea cumpărătorilor se transfere sumele de bani solicitate, bunurile nu mai sunt livrate. Pentru a nu deveni victimele fraudelor online, îi recomandăm cetățenilor să verifice conexiunea la internet atunci când navighează pe web. De asemenea, le recomandăm să evite comercianții care nu afișează datele de contact complete. În plus, este recomandat ca cetățenii să nu plătească în avans bunurile comandate prin internet de la persoane necunoscute, ci să solicite un serviciu de curierat, plata rambursă, ce le permite deschiderea coletului la primire. Foarte important este ca cetățenii să cunoască situația lor financiară de pe card, atât înainte de a efectua o tranzacție, cât și după efectuarea tranzacției. De asemenea, polițiștii atenționează că atunci când vreți să cumpărați un produs, să vă informați înainte despre prețul în magazin, dar și în mediul online al mai multor comercianți. O practică înșelătoare folosită de comercianți poate fi mărirea prețului la un produs înainte de perioada reducerilor, iar la final clienții, deși cumpără la promoție, plătesc un preț mai mare decât cel inițial. O practică înșelătoare folosită de comercianți în această perioadă poate fi mărirea prețului la un produs înainte de perioada reducerilor, iar la final clienții, deși cumpără la promoție, plătesc un preț mai mare decât cel inițial. Astfel, scopim pe cetățeni să se informeze despre prețul produsului pe care doresc să-l achiziționeze înainte de a efectua plata. Nu în ultimul rând, le recomandăm cetățenilor să fie atenți la condițiile de cumpărare și returnare, în special atunci când bunurile sunt expediate din străinătate. Vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu nori din accentuare, mai ales înspre seară și noaptea, în regiunile vestice și nord-vestice, unde vor fi ploi, mai ales averse și posibil descărcări electrice. În unele zone, cantitățile de apă vor fi mai însemnate. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, iar local și temporar și în Banat, Crișana și pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 16 și 24 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 și 17 grade Celsius. În județul Iași, vremea se va menține caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat. Maximele zilei se vor încadra între 18 și 20 de grade, iar temperaturile minime vor varia între 9 și 11 grade Celsius.